Dragii mei, m-am gândit să vă vorbesc despre destrămarea URSS. În actualul context, context este necesar uh, ca să înțelegem cum s-a ajuns aici. Ce a fost URSS-ul? Un gigantic stat uh, creat în 1922, adică la vreo 5 ani după Marea Revoluție uh, din uh, Imperiul Țarist, o construcție gigantică, spuneam, care avea numai puțin de 22,4 milioane de kilometri pătrați, adică vreo trei Australii puse una lângă cealaltă. A rezistat aproape 70 de ani, înglobând o parte a Rusiei imperiale și avea în componență 15 republici, toate numite Republici Sovietice Socialiste. Această construcție politică își dă obștescul sfârșit undeva în preajma Crăciunului din 1991. Mare putere militară și nucleară, URSS-ul este principalul pol de influență economică, militară și comercială din această parte a lumii. Uh, practic, era dominatorul acestei zone de dincolo de cortina de fier instituită în timpul războiului rece. Deci, destrămarea sa a fost legată, practic, de eșecul doctrinei comuniste, uh, eșec care s-a terminat sau a avut uh, în România o componentă sângeroasă, din păcate, după cum vă amintiți, de la. Revoluția din decembrie 1989. După momentul de strămării, a urmat o perioadă teribil de confuză pentru foarte multe state care au ieșit din acest mare, mare stat comunist. Unele au luat-o pe calea democrației și pe calea capitalismului, la trei dintre ele le-a și reușit acest lucru, e vorba de, despre cele trei țări baltice, Estonia, Letonia și Lituania, care în ziua de astăzi sunt cât de cât safe în condițiile războiului de acum și sunt și membre UE și membre NATO. Nu același lucru se poate spune despre țările situate în zona central asiatică, cei cinci stan. Adică cele cinci state, Cârgăstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. Aceste țări ă, sunt în continuare într-o zonă confuză, sunt țări care nu s-au regăsit după destrămarea OSS, sunt în continuare în sfera puternică de influență a Rusiei ă, celei mari. Au avut de-a lungul timpului războaie civile și ă, dictatori care le-au condus, toți. Conectați cu Moscova. O altă zonă teribil de fierbinte, dacă vreți, este zona Caucazului, mult prea aproape de Bocan cu Rus și înghesuite la sud de două state influente, cum este Iranul și Turcia, Georgia, Armenia și Azerbaijan, deși cu tendințe, să spunem, și politici diferite nu pot scăpa, din păcate, din kinga aceasta de sub bocancul acesta rusesc. Așa că nu au un viitor independent, dacă vreți. Și ajungem la cele trei țări din zona europeană, din zona de la vest de Rusia, și anume Belarusul, care, din păcate, este o anexă a Rusiei și care vede și știe foarte bine ce i s-ar întâmpla după modelul ucrainean dacă iese din cuvântul lui Putin, și acolo nu avem practic nicio așteptare. E vorba de Ucraina a 14-a țară. Care a ieșit din, din zona asta a URSS-ului, care se confruntă astăzi cu un război absurd și devastator, fiind invadată de către Rusia. Și am lăsat la sfârșit ultima țară din fostul bloc comunist, din fostul bloc al URSS, și anume Republica Moldova, o țară care este în continuare, din păcate, într-o zonă gri. Într-o zonă de așa zisă neutralitate, dar în care nu cred că are un viitor foarte sigur cu toată agresiunea asta care se întâmplă la Est de ea.